conceptul despre care vă voi vorbi nu are neapărat o importanță din perspectiva obiectivelor proiectului Virtual Mobility, ci din perspectiva activităților pe care noi le derulăm cu studenți în ceea ce înseamnă evaluarea unor platforme de tipul MOOC. Platformele de tipul MOOC, platforme masive de cursuri online deschise, nu voi insista aici, aveți printre cele mai cunoscute astfel de platforme. Care au fost premisele acestui studiu? Practic, peste 100 de studenți de la programele de master ale facultății noastre de electronică și telecomunicații au fost implicați în activități de evaluare a unui platforme de învățământ online. Activitatea a constat în crearea unui cont pe respectiva platformă și parcurgerea 24 de cursuri scurte pe 8 tematici diferite și fiecare cu 3 nivele de dificultate, 3 grade de dificultate. La final, studenții au fost nevoiți să realizeze un raport de evaluare de un număr limitat de cuvinte în care să analizeze platforma, să ne spună care a fost experiența lor pe această platformă și oarecum să evalueze și calitatea cursurilor, bineînțeles din punct de vedere al pedagogiei, nu neapărat al conținutului, pentru că nu aveau cunoștințe pe acel domeniu. Au fost încurajați să facă capturi de ecran în care să marcheze înscrierea la curs, participarea în activități, să evidențieze părțile bune și să ne semnaleze diverse erori de genul celei pe care o puteți observa și de asemenea să ne arate ce badge-uri, ce diplome digitale au primit. Problemele au fost centralizate astfel încât creatorii platformei să poată să le analizeze cu ușurință, iar la final a existat și un chestionar de evaluare. Platforma pe care am ales-o este una pe care cei care au fost anul trecut poate o cunosc la evenimentul nostru. E vorba de platforma proiectului Open Virtual Mobility, un proiect strategic Erasmus Plus, un parteneriat între mai multe instituții de învățământ superior din Europa, un proiect care își propune practic să îmbunătățească mobilitățile virtuale deschise și să creeze un hub colaborativ în care persoane din domeniul învățământului superior să poată să colaboreze dezvoltând unelte și metode noi utile pentru mobilitățile virtuale. Mobilități, cunoaștem cu toții termenul, o mobilitate virtuală practic presupune că să nu te mai deplasezi fizic într-un loc, bineînțeles din motive de lipsă de timp, probleme financiare, probleme fizice, de sănătate, diverse bariere care pot fi puse în cadrul nostru. Avem și la Politehnică foarte multe mobilități și cei care sunt aici știu că foarte puțin reușim să le punem în valoare pentru că studenții nu au, efectiv acesta este motivul principal sau cel puțin cel declarat. Cele 8 cursuri tematici despre care vă vorbeam se pot vedea aici. Sunt legate în marea lor măsură de educație, cum învățăm în rețea, cum învățăm autonom, cum colaborăm în educație, cum să fim mai deschiși la minte și altele. În momentul în care studenții intră pe un curs, pot să acceseze unul dintre cele 3 nivele de dificultate, bineînțeles parcurgând întâi un mic chestionar care să îi ajute în a-și alege cursul. Noi am avut câteva întrebări de cercetare și aici vă prezint 2 în momentul în care, pe care le-am ales mai importante pentru acest studiu, respectiv care sunt experiențele trăite de studenți în platforma aceasta educațională și dacă aceste cursuri MOOC sunt fără greșeli și sunt gata să fie prezentate publicului larg și pieței învățământului superior. Am folosit câteva metode, focus grupul, în care practic am prezentat un set de întrebări studenților, aceștia le-au parcurs concomitent, iar apoi am avut discuții pentru a vedea unde s-au potignit și cât de ușor au parcurs respectivele sarcini chimice. Altă metodă a fost sesiunea de observare a utilizatorului, în care am putut vedea live reacțiile personale ale studenților în momentul în care trebuiau să parcurgă aceste cursuri. Mai departe, v-am selectat câteva din prezentările, din slide-urile prezentărilor studenților despre cum au ales ei să prezinte aceste cursuri. Rapoartele realizate de aceștia în urma parcurgerii celor 24 de mini-cursuri.
Ei au ales să ne prezinte ce au învățat din aceste cursuri. Unii au prezentat legat de Creative Commons, cum recunoașteți tiparele, Active Self-Regulated Learning. Nu voi insista pe fiecare element de conținut de aici, pentru că scopul prezentării este să arătăm cum lucrăm cu studenții și nu neapărat ce rezultate de conținut am obținut. Învățare colaborativă. Deci, repet, toate aceste slide-uri acum sunt din prezentarea ale studenților, este munca lor și cum au ales ei, cum au decis să sintetizeze informația și să evalueze această platformă. Vedeți că unii aleg variante mai vizuale, alții aleg variante cu mai mult text. Mobilitatea virtuală, vedeți aici o definiție, am vorbit deja despre ea. Unii studenți au ales să ne arate ce au învățat, ce unelte au descoperit. Fac o pauză, că văd că se fac niște poze. Sunt unelte utile, într-adevăr, dacă nu le cunoașteți, vă încurajez să le descoperiți. Ne-au arătat nivelul de completare al cursurilor ca să dovedească parcurgerea unor cursuri dacă nu au reușit să obțină aceste badge-uri obținute. Iar apoi fiecare la final ne-a evidențiat aspecte pozitive legate de platformă, aspecte negative, din nou sub diverse forme. Repet, nu insist neapărat pe ce scrie, ci pe modul în care studenții au ales să evalueze, au înțeles cum se evaluează o platformă educațională online și, bineînțeles, sugestii de îmbunătățire. Ce mi-a plăcut cel mai mult a fost un slide de genul acesta, în care au fost prezentate beneficiile aduse de utilizarea acestei platforme pentru student, așa cum studentul a înțeles participarea în această platformă. La final, după cum spuneam, am prezentat și un chestionar de evaluare. Aici aveți o secvență din el în care întrebam care ar fi aprecierea unor caracteristici ale platformei. Ca să trag câteva concluzii, considerăm că această metodă de evaluare a unor platforme online cu studenți aduce un plus de noutate și pentru studenți, pentru că nu au mai fost puși în această situație. Este o provocare, bineînțeles, pentru că nu este o sarcină ușoară și nouă ne este de multe ori greu să facem astfel de evaluări. Am încurajat participarea între ei, dar și cu studenți din alte țări, prin activitățile de pe respectiva platformă și mulți dintre studenți au descoperit utilitatea uneltelor și informațiilor prezentate pe această platformă.